Stimați cetățeni, am considerat oportun și corect să venim în fața dumneavoastră și să vă anunțăm ce se întâmplă la capitolul construcției celor două spitale regionale, în Bălți și Cahul, deoarece noi am declarat că ne propunem un așa obiectiv să-l atingem și cât mai repede și suntem în perioada când lucrările nu sunt vizibile, astfel considerăm necesar să aducem în fața cetățenilor această informație prin intermediul dumneavoastră. Aceste construcții acestor două spitale vor fi finanțate de către două bănci. Este vorba de Banca Europeană pentru Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Și o să încep pe rând. Deci, spitalul din Bălți. În spitalul din Bălți, deci situația este mai bună ca timp, deoarece deja există un studiu de prefezabilitate realizat anii trecuți și noi trebuie doar să-l ajustăm. Să-l ajustăm de ce? Deoarece în perioada pandemiei am învățat niște lecții referitor la felul cum trebuie să lucreze unitățile de primire urgențe, de asemenea toate situațiile care țin de urgențele în sănătate publică și desfășurarea activităților și numărul de paturi și capacitățile la departamentele de terapie intensivă. Astfel, din contul acestei bănci a fost angajat un expert. Noi am insistat ca să fie exact același expert care a lucrat în echipa de expertiză în studiul vechi, astfel ca să fie în temă la subiect și dumnealui, la momentul de față, finalizează ajustarea acestui studiu. După aceasta, urmează să decidem și săptămâna viitoare vom avea o ședință cu mai mulți experți pentru a definitiva care este lotul, deoarece avem două loturi în Bălți propuse pentru construcția spitalului și deja este importantă viziunea experților tehnici care din ele corespunde mai bine pentru construcția unui spital. Deci echipa noastră a Ministerului Sănătății a fost la Bălți, a discutat cu toți partenerii, cu autoritățile publice locale. Nu sunt probleme cu cedarea acestor locuri pentru spital. Avem nevoie doar de expertiza tehnică a corespunderii lor. Imediat ce finalizăm cu această etapă, putem demara deja discuțiile vis-a-vis de semnarea acordului, astfel ca să putem încheia în acest an toate aceste activități cu referire la Bălți. La Cahul. Deci la Cahul avem nevoie de un studiu de prefezabilitate care nu a fost efectuat și vreau să vin cu explicații ce înseamnă un studiu de prefezabilitate ca să fie mai clar. Acest studiu prelucrează absolut toate datele statistice cu referire la morbiditate, incidența bolilor, situațiile în regiune care ar fi fluxul de pacienți, profilurile spitalului, numărul de paturi, capacitatea lui și loturile se iau în considerare și după aceasta se efectuează calcule tehnice care ar veni să spună care va fi costul aproximativ a unui așa spital. Deoarece numai după aceasta se poate semna un acord de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și banca corespunzătoare. Deci la Spitalul Regional Cahul noi am colectat absolut toate datele, echipa Ministerului Sănătății a colectat datele și le-a transmis băncii. Responsabil de construcția acestui spital va fi și de investiții, va fi Banca Europeană pentru Investiții. A fost important să găsim sursele financiare și mă refer la grant pentru ca să realizăm acest studiu de prefezabilitate, deoarece trebuie să angajați experți și ei sunt experți internaționali. Aceste fonduri au fost găsite împreună cu această bancă. Noi am semnat în luna mai un contract de finanțare deja cu SUID Fundul, care de fapt finanțează acest studiu și la momentul de față are loc contractarea experților internaționali pentru ca ei să se deplaseze inclusiv și în misiune în Republica Moldova și să evalueze absolut toate datele, începând să lucreze la realizarea acestui studiu.
Totodată avem nevoie ca la Ministerul Sănătății pentru realizarea acestor două proiecte să avem aici dislocată o unitate de implementare a acestor două proiecte, inclusiv monitorizarea tuturor activităților care se impun. Normal că pentru aceasta iarăși am discutat cu diferiți parteneri ca să găsim un grant pentru finanțarea acestei unități de implementare. Deci și grantul a fost aprobat de către Banca de Investiții Europene din sursele Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund și de asemenea această unitate de implementare va realiza un studiu care ține de evaluarea tuturor spitalelor ca să vedem care ar fi investițiile pe care trebuie să le facem în anii următori și în alte spitale în Republica Moldova, deoarece noi vorbim foarte mult de modernizare. La momentul de față acoperim acolo unde este acut, este o lipsă acută de echipamente, dar în linii generale ne trebuiește un plan și un plan bun. La momentul de față, Ministerul Sănătății elaborează termenii de referință pentru angajarea experților în această unitate de implementare. Astfel, acești termeni de referință vor fi publicați pe site-ul Ministerului Sănătății și așteptăm să avem experți care vor fi cointeresați să fie angajați în această unitate de implementare. Sperăm ca spre sfârșitul acestui an să avem toate documentele finalizate cu referire la Spitalul Regional din Bălți și să avem semnat și acordul de finanțare, astfel ca anul 2023 să-l începem strict orientat pe lucrări de proiectare, ulterior de construcție. O întrebare probabil ar putea să apară, care ar fi profilul acestor spitale. Spitalele regionale de obicei înglobează în sine departamente care sunt înalt tehnologizate, deci acolo se vor regăsi foarte multe direcții care sunt concentrate la moment doar în Chișinău, în spitalele de forță terțiare și mă refer la servicii de neurochirurgie, servicii de cardiochirurgie, servicii de chirurgie endovasculară, terapie intensivă, echipamente pentru diagnostic, deconcentrarea serviciilor oncologice. Dar până la urmă vom avea acest design stabilit de către experții străini. Este ceea ce noi cunoaștem din fostul studiu de prefezabilitate care a fost efectuat pentru Bălți. Cahulul, desigur, va întârzia puțin, deoarece trebuie să finalizăm studiul de prefezabilitate. Ceea ce ne dorim și ceea ce facem este să ne mișcăm cât mai rapid și puteți observa că am găsit aceste fonduri, circa 1 milion de euro, pentru realizarea, grant pentru realizarea studiului în Cahul și grant pentru unitatea de implementare, inclusiv și alte activități care le-am realizat deja în teritoriu. Am avut misiuni ale experților băncilor cu care am mers în ambele teritorii, am identificat terenurile într-o perioadă de doar jumătate de an. Deci noi avem un plan foarte consistent, încercăm cumva să ne adaptăm și să ne mișcăm foarte repede, deoarece este foarte important ca să deconcentrăm aceste servicii din Chișinău și să le aducem mai aproape de cetățeni, oferindu-le spitale moderne și aducând mai aproape de ei aceste servicii pentru care trebuie să facă drumuri lungi, să aștepte cozi lungi de așteptare pentru anumite intervenții și pentru anumite tratamente. Aceasta este tot. Vă mulțumesc foarte mult! Da, puteți să aveți întrebări? Deci, în Cahul va fi un spital care va acoperi necesitatea aproximativ pentru 120.000 de persoane și aceasta înseamnă zona raioanelor din sudul țării, iar la Bălți este vorba de circa 300.000 de persoane. Și dacă atunci când acestea vor fi duse până la bun sfârșit, vor avea specialiști, pentru că în teritorii mai greu se găsesc specialiști în acest sens. O parte din specialiști, la sigur, vor trece din anumite spitale. Bălți are un spital puternic acum, deci va fi reprofilarea unora.
la momentul de față discutăm despre o parte din specialiști care vor fi convinși și rugați să meargă pentru o perioadă din Chișinău să fie detașați, deoarece echipele de specialiști trebuie să muncească împreună. O altă parte îi vom forma la Universitatea de Medicină acum și inclusiv locurile pentru rezidențiat pe care le vom forma anul acesta pentru anul viitor vor include și necesitățile acestor spitale. Alți tineri îi vom trimite pentru perfecționare peste hotare, deoarece este vorba de servicii înalt specializate, pe care acum nu sunt realizate, de exemplu, în aceste raioane. Experiența care a avut-o Republica Moldova cu construcția acestui bloc mare nou, care este lângă Spitalul Republican, a demonstrat niște experiențe. Noi vom învăța din aceste experiențe, în special cu referire la instruire și la pregătirea cadrelor. Mai mult problema este cu medicii și mai puțin cu asistenții medicali, dar noi ne mișcăm pe aceste domenii în paralel. Nu v-am prezentat astăzi ce facem, deoarece nu este încă finalizat tot planul care ține de resurse umane, dar este foarte important ca atât timp cât spitalul se pregătește să se construiește, să fie pregătită și echipa de specialiști. Dar echipa de specialiști în principiu vine claritatea la sfârșitul studiului de fezabilitate, deoarece acest studiu vine să ne răspundă la întrebarea câți medici chirurgi, de care specialitate, câți medici anesteziologi va avea nevoie acest spital. Astfel, noi, în toamnă, vom avea un plan pe resursele umane bine stabilit deja, argumentat. Viorel, este pentru Moldova. Câte instituții medicale urmează a fi închise în acest proiect? Niciuna. Deci noi nu avem servicii regionale, cu excepția Bălțului, care sunt dislocate în alte regiuni decât în Chișinău. Toate spitalele raionale vor rămâne exact așa cum sunt. Probabil va suferi puțin, dar nu din cauza spitalelor regionale, fiindcă spitalul regional nu preia servicii medicale spitalicești de la spitalele raionale. Spitalul regional vine cu capacitatea de deconcentrare a serviciilor înalt tehnologizate din Chișinău și nu preia absolut nimic din ceea ce fac spitalele raionale. Spitalele raionale, pe parcurs, după cum observați, vor suferi o modificare de structură internă, deoarece se schimbă necesitatea în acordarea unor servicii de asistență medicală, dar aceasta nu înseamnă închiderea paturilor, dar reprofilarea lor pe intern, deoarece la momentul de față avem mai multă populație îmbătrânită, ei au nevoie anume de îngrijiri cronici, în baza maladiilor de care suferă și nu putem să avem foarte multe paturi, de exemplu, de pediatrie, într-un raion în care a scăzut foarte mult numărul de copii sau alte servicii. Salut, Arhiria, mă rog, deci, dacă puteți să ne spuneți, când ar urma să fie finalizat acest lucru, estimativ, dacă... Răspuns la această întrebare îl vom putea avea doar la sfârșitul studiului de fezabilitate, deoarece studiul care vine spune foarte clar care este perioada de implementare, cât va dura proiectul, însăși construcția. Deci acum ar fi doar să presupun din experiențe. Dar ați propus un termen? Ne-am propus un termen cât mai restrâns, maxim, nu știu, în 3 ani ar fi cel mai lung termen cu întârzieri. De obicei, așa că spitale depinde iarăși de construcția și de arhitectura spitalului. Dumneavoastră cunoașteți că sunt spitale în țări europene care se pot construi foarte repede, ele sunt spitale modulare. Deci această soluție va veni din acest studiu de prefezabilitate și de asemenea din propunerea de proiect a arhitecților. Ulterior, construcția se va baza doar pe ceea ce vom primi de la arhitecți. Dacă acesta va fi un spital modular, el va fi construit mult mai repede, dar în principiu aceasta este cam tendința europeană. Noi ne așteptăm să avem aceste spitale cât mai curând, deoarece este necesitatea acută în aceste servicii în rândul populației Republicii Moldova. Și mai ales servicii de calitate, iar acestea vor fi spitale absolut noi, echipate, moderne, pe care oamenii le așteaptă de foarte mult timp. Cunoașteți că de zeci de ani se discută despre regionalizarea serviciilor în Republica Moldova și, din păcate, nu s-a făcut nimic. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi bună și sper foarte mult ca împreună să ajungem să deschidem aceste spitale pentru oameni. Sănătate vă doresc! Mulțumesc.